Hello și bine v-am găsit la un alt video alături de Mini Bestie. În acesta ne vom ocupa de aceste două stopuri. Asta înseamnă că va trebui să le iau jos și să le modific. Dar pentru a fi totul ok, m-am apucat de la acel Arosa de dezmembrat. Mi-am luat cele două stopuri și mi-am luat și cele două faruri de pe față. În caz că greșesc ceva, să am rezervă. Și pe primul, care era cel mai buctat, am început, l-am și făcut, l-am modificat de probă, pentru că ar trebui să arate ceva de genul. Iar acesta este celălalt rămas din dezmembrări, mă rog, de la acea donatoare. Așa că îl voi lua pe asta prima dată și în caz că îl buctez, măcar mai am unul de rezervă și știu ce să nu fac. Cea mai grea parte este desprinderea, dezlipirea lui, pentru că, na, e lipici bun acolo. Hai să începem! Pentru că mi-am permis cu un cuțit să tot forțez și în anumite locuri n-a vrut, așa că am băgat această freză. Hai să ne apucăm și de asta, să-l facem, pentru că celălalt acolo așteaptă să se uște. Și acum că e desfăcut, trebuie să-l întorc pe dos, să scot lentila asta pentru a putea decupa acest inel, iar inelul ăsta o să-l șterg pentru a fi negru. Și acestea sunt inelele LED, culoarea roșie, mi-am măsurat înainte de 80 și de 120. Și da, sunt din China, sunt cu invertor și cuplare. Au niște inele aici, care ele în mod normal s-ar prinde pe lupă, dar astea vor veni jos pentru a putea fi altfel în relief și nu se va culca cum ar trebui. Ok, asta e curățată, mi-am făcut canalele de intrare și urmează să punem cercurile, să le lipesc, bineînțeles, pentru că altfel risc, mi-am luat ceva adeziv, risc să se dezlipească și atunci n-am făcut nimica. Bun, am încercat să îmi pun în așa fel lipiciu încât să astup și această crăpătură fină care va fi comunicarea cu exteriorul. Am inserat firele și la asta și la fel am pus aici lipiciu, doar că aici am observat că există un joc stânga-dreapta și atunci am compensat prin mai mult lipici să văd cum se va așeza. Cu grijă și cu atenție. Ok, e rândul ăsta. Trebuie să fac o punte de legătură între aceasta, care e de la frână, și asta de acolo, pentru că astea două ar fi poziția și anulez poziția de pe ele și va rămâne doar frâna. Așa că cu o sârmuliță vom trece și vom face. Și așa arată amândouă produsul final. De data asta o să am două becuri de manșarier și asta înseamnă să trag un fir de-a lungul pentru că am schimbat lentila
Am pus și lipiciu, este tare, este ferm, nu cred că vor ceda de la loc. Iar partea aceasta este mai importantă. Aici am atașat aceste variatoare, sau cum le zice. Aici am puntea de legătură, pentru că nu aveam făcută între cele două sardă, amândouă becurile pentru frână. La fel și din coace. Aici ai puntea și aici am conectat, albul merge la nul și rozul merge pe această fază, pe poziție. Și atunci, eu nu mai folosind becurile astea pentru poziție, am ridicat aici piciorușul și acesta și acesta, fără să atingă, fără să aibă contacti. Și tot ce ne rămâne este să cuplăm acestea și să facem un test, să vedem cum va arăta. Iar pentru patru de izolare, acestora ceva butil ar fi de izolat, așa m-am gândit eu. L-am făcut mai subțire și l-am pus roată. Este același produs, din câte știu, care se folosește la faruri, la închiderea lor. Deci nu se uscă niciodată, rămâne în consistența asta. Și ci că este waterproof și o să vedem. Și acela este gata. Mai rămâne doar să punem și să presăm tare, îl punem un pic la cuptor să se încălzească, să prindă bine și sperăm că nu vom avea probleme cu aceste stopuri. Uite-le, proaspăt scoase de la cuptor, cum s-ar zice, amândouă. Am înmuiat puțin la cuptor această gumă să pot să prind mai tare de ea și urmează testul. Bun, și uite că am terminat. Ăsta e produsul final. Înainte de montarea pe mașină, o să îi dau un polish și urmează folia puțin fumurie. De aceea, nu aici se termină video-ul, ci va mai continua și le veți vedea cum arată pe mașină, plus vedere noaptea. Mersi că m-ați urmărit, nu uitați să dați un subscribe și să ne vedem la următorul.